Dacă mușcătura unui om străpunge pielea, bacterii pătrund în organism și pot deveni o amenințare gravă la adresa sănătății. Bacteriile pătrunse în sânge pot declanșa o infecție generalizată care pune la grea încercare sistemul imunitar, spun specialiștii. Conform mesajul.ro, specialiștii susțin că cel mai complex maxilar din toate cele existente este cel al omului. Acesta nu este cu mult mai diferit de cel al cimpanzeilor, gorilelor sau altor primate. Comparând cavitatea bucală a omului cu cea a animalelor menționate, cercetătorii au descoperit că omul este cu 42% mai forțos în mușcătură decât ele. Mai rău, omul poate transmite boli grave pe care orice alt animal nu le poate poate contacta sau da mai departe. Așadar, în topul 3 cele mai periculoase mușcături din lume, omul ocupă locul fruntaș, fiind apoi urmat de pisică și apoi de câine. Atenție, saliva umană este infestată cu o cantitate mare de germeni. Un mililitru de salivă conține 100 de milioane de microorganisme, cuprinzând peste 190 de specii diferite. Medicul Elena Martin explică faptul că mușcătura de om este mai periculoasă din simplul motiv care o încărcătură infecțioasă extrem de mare. În majoritatea cazurilor, mușcătura de om se lasă cu amputație. Am văzut cazuri și le-am și tratat, spre exemplu la box în timpul unui meci. Atunci când se lovește fără mânușă cu pumnul, dintele poate intra în capul osului de la mână, determinând o steită, infecția osului, care de regulă se răspândește și se lasă cu amputație. Dacă mușcătura unui om străpunge pielea, bacterii pătrund în organism și pot deveni o amenințare gravă la adresa sănătății. Bacteriile pătrunse în sânge pot declanșa o infecție generalizată, care pune la grea încercare sistemul imunitar, spun specialiștii, relatează mesajul.ro.